Grupul Școlar Industrial Energetic din Câmpina a organizat astăzi a doua ediție a Memorialului Stănescu, un concurs de handbal care a adunat pe teren echipele elevilor din mai multe licee câmpinene. Un concurs de handbal în memoria domnului profesor Stănescu Ștefan, profesor al acestui liceu. La acest concurs au participat echipe din majoritatea liceelor câmpinene. Orgoliile sunt mari pentru că noi ne întâlnim și în campionatul județean și în campionatul școlar și este o competiție deosebită. În acest moment, care dintre echipe s-a remarcat? La băieți, echipa de la Colegiul Național Nicolae Grigorescu, la fete, echipa de la Energetic. De fapt, sunt și echipele care s-au calificat la faza județeană. Grupul Școlar Energetic, Direcția Județeană de Tineret și Sport, Casa Tineretului, Primăria și Consiliul Local au fost organizatorii pentru concursul Memorial Stănescu. Cele mai bune echipe au primit și premii. Memorialul profesor Stănescu, unul din valorile Câmpinii, în vremurile de mai înainte. Și ca și premii, așa cum ați văzut, sunt echipamente sportive, mingi de handbal, tricouri, shorturi, genunchiere, iar pentru fiecare echipă participantă, ca și școală vorbesc, vor primi un sistem audio pe care îl vor folosi în sălile de sport. Următorul eveniment va fi pe data de 25, Memorialul Știrbei Vodă la fotbal, la care vor participa elevii din școlile generale și din liceele câmpinene.